Municipiul Drobeta Turnu Severin a intrat în scenariu roșu pentru a doua oară de la debutul crizei sanitare, ca urmare a creșterii numărului de cazuri de COVID-19. În aceste condiții, timp de 2 săptămâni se închid restaurantele, cafenelele, dar și jocurile de noroc. Vor rămâne însă deschise terasele în aer liber, care respectă distanța de 2 metri între mese și nu mai mult de 6 persoane la o masă. Din cauza numărului de infectări cu noul coronavirus, care depășește 3 cazuri active la 1000 de locuitori, de duminică 21 martie, municipiul Drobeta Turnu Severin a intrat în scenariul roșu. Astfel, timp de 2 săptămâni, severinenii trebuie să se conformeze noilor reguli impuse, care vizează restricționarea mai multor activități. Potrivit hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență numărul 38, privind aprobarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 în municipiul Drobeta Turnu Severin, în perioada 21 martie-3 aprilie s-au închis restaurantele și cafenelele în interior, cinematografele, sălile de spectacol, teatrul, sălile de jocuri de noroc. Sunt măsuri care se iau în scenariul roșu, așa cum este cazul municipiului Drobeta Turnu Severin, unde rata de infectare cu virusul COVID-19 a depășit 3 cazuri la 1000 de locuitori. Primarul Severinului, Marius Creciu, spune că se fac toate demersurile pentru a limita răspândirea noului coronavirus, iar municipalitatea severineană continuă să ia toate măsurile pentru siguranța sanitară a locuitorilor orașului. Restaurantele vor fi iarăși închise. Să sperăm că nu vom avea probleme cu piața, având în vedere că data trecută a fost la nivel național o decizie prin care erau închise. Târgul, oricum, noi l-avem închis. E un moment dificil și greu pentru noi ca și oraș, pentru noi ca administrație. În acest moment, în județul Mehedinți, 6 localități sunt în scenariul roșu. De asemenea, s-a luat măsura carantinării comunei Vânători, acolo unde rata de infectare cu noul coronavirus depășește 7 cazuri active la 1000 de locuitori.